Bună ziua tuturor, sunt Arotela cu etalarea pentru săgetător sau mai exact pentru cei cu soare, lună, venus, ascendent în săgetător pentru acest sfârșit de august, început de septembrie. E posibil ca anumite lucruri care s-au întâmplat în august să se manifeste sau să se arate în această cruce celtică pe care mă pregătesc să o fac. În timp ce am amestecat cărțile, a apărut puterea, cred că în luna august avem, da, arcană majoră numărul 8, în luna august, ați fost obligați de situație să descoperiți că aveți putere într-o, eu știu, într-o privință. Sau ați descoperit că începeți să manifestați putere în viața voastră sau în direcțiile pe care ați ales să le manifestați. Probabil că trebuie să vă controlați acest leușor, acest foc interior și să vă conectați la spiritualitate. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu un leu sau cineva cu persoane cu ascendent sau cu planete în semnul leului sau al fecioarei. Sau, da, exact, mulțumesc. Exact, trecerea între leu și fecioară manifestăm în această, încercăm să descoperim și să manifestăm în această etalare. Tai cărțile pentru săgetător. Soare, luna, venus, ascendent. Ok. Am tăiat cărțile. Avem, wow, central, asul de monede. Este minunat. Asul de monede nu e obligatoriu să fie un semn de pământ, deși poate să fie. Este un început într-o direcție care va fi de lungă durată, care va fi de bun augur. Poate să fie o relație de lungă durată sau poate să fie un job sau poate să fie un cadou de bani sau pur și simplu e cadou de la divinitate care vine într-o formă materială. Repet, poate să fie o ofertă profesională, poate să fie o relație de lungă durată. Sau voi simțiți că se apropie. Ce blochează sau ce provoacă? Vai, doi de ași, superb, superb. Provocarea este să rămâneți în adevărul vostru. Provocarea este să tăiați cu trecutul. Cam așa se întâmplă cam cu toți. Provocarea este să exprimați adevărul, principiile. Provocarea, nu neapărat blocaj, poate pentru unii dintre voi să fiți blocați de o persoană în semn de aer, gemeni, balanță sau vărsător, dar pentru foarte puțin, eu nu o văd obligatoriu ca pe un blocaj, cât ca pe o provocare. Trecutul îndepărtat, 8 de băte, poate chiar în august ați avut de comunicat la distanță cu cineva, comunicare intensă. Multe mesaje pe Facebook, pe telefon. Poate să fie cu semn de foc sau voi sunteți acest semn de foc care comunică la distanță. Asta e energie a trecutului. Trecutul apropiat. Recent, 10 de cupe, o mare bucurie, poate să fie semn de apă, nu este obligatoriu, ați avut o mare bucurie, poate ați fost în concediu, că tot a fost luna august și ați călătorit, da, călătorie, mesaje, da, dar mare bucurie. Pentru mine, însă, vom vedea cum se așează cărțile, 10 de cupe reprezintă și un ideal și o bucurie de neatins. Poate ați visat, este atât de neptuniană cartea încât uneori poate să reprezinte dorințele voastre, visele, visurile, da? Pentru o, eu știu, familie fericită sau un trai fericit cu cei dragi. Poate să fie doar un vis. Rămâne de văzut. Totuși avem doi de ași. E posibil ca acest vis să se manifeste. Vedem. Energia care guvernează această perioadă. Poate să fie luna august, poate să fie, eu știu, sfârșit de august, început de septembrie. Semn de aer nu este obligatoriu. Este o strategie. Poate aveți ceva în plan. Ce nu vreți să arătați tot ce vreți să faceți. Poate există totuși cineva care v-a mințit într-o privință. Din acest motiv am zis mai devreme că a fost iluzii. Ați avut iluzii într-o direcție profesională, familială, sentimentală, voi știți. Și atunci provocarea vine să descoperiți adevărul, dreptatea, să aveți o minte clară, da? Chiar dacă voi vă doriți această relație de lungă durată, pentru că, da, aveți în spate multe vise.
iluzii, dorințe. Provocarea este să vedeți situația clar. Eventual să vă faceți o strategie, să nu vă mințiți voi pe voi înșivă. Sau, eu știu, pe oricine altcineva. De multe ori minciunile nu vin voit. Ne facem atâtea planuri încât devin greu de realizat. Da? Și trebuie să vedem sau să vedeți situația clar. Viitorul apropiat, wow, împăratul. Poate să fie o persoană autoritară, nu e obligatoriu să fie semnul taurului sau al berbecului, dar e posibil. Poate să fie orice alt semn, dar eu zic că ar trebui să fiți voi, să preluați controlul asupra vieții voastre. Împăratul ține de bani și îi gestionează cu înțelepciune. Îmbină aceste două daruri. Le îmbină cu strategie, nu neapărat ca minte, cu strategie, cu mintea clară și cu o minte practică. Și chiar dacă la un moment dat când primiți acest cadou aveți tendința să vă faceți planuri, să vă mințiți că puteți să faceți una și alta, reveniți provocarea, da? Este să veniți cu picioarele pe pământ și să vedeți exact ceea ce puteți face, nu doar ceea ce v-ați dori. Sper că sunt înțeleasă. Pentru unii dintre voi poate să fie un tată, o figură paternă, o figură autoritară care vă influențează. Poate ar trebui să vă sfătuiți cu o persoană. Ia să vedeți. Da? Să vă sfătuiți cu această persoană ce să faceți cu acești doi ași ca să nu pierdeți ocazia, că altfel s-ar putea, eu știu, să pierdeți această oportunitate dacă nu gestionați cum se cuvine. Sfatul ar fi să studiați problema, să studiați oferta, asul de monede, da? Să studiați, iar aveți semn de aer. Eventual să căutați pe internet, pe Google, diferite informații despre ceea ce vă vine ca și inspirație, ca și ofertă, da? Să aveți o discuție, poate cu acest împărat, cu oricine, poate cu acest om care v-ar oferi ceva, dar nu vă spune exact tot ce are de oferit. Sunt multe posibilități. Oricum, sfatul este să aveți o discuție și să studiați problema. Exterior, ce aveți? Oh, ce frumos, doi de cupe. Exterior, aveți un suflet perechi care vă este aproape. Aveți această ofertă, dacă este profesională, poate să fie o ofertă de bani sau la locul de muncă. Doi de cupe reprezintă și colaborare benefică la locul de muncă. Și atunci avem împăratul care vă poate angaja. Da? Însă studiați contractul foarte bine cu acest șapte de spade. Poate sunt detalii care trebuie analizate, da? Trebuie observate cu o minte clară. Posibil să fie, din punct de vedere romantic, cineva foarte emoțional care încă vă influențează viața, cu care v-ați creat sau și-au creat niște iluzii la un moment dat față de dumneavoastră sau voi v-ați creat iluzii față de ei. Oricum, doi de cupă este energie foarte frumoasă. Iar avem semnul leului. Poate are ceva legătură și cu semnul leului. De ce vă este frică? De aceste decizii. E clar că este un moment în care trebuie să alegeți ofertele care vă apar în viață, însă trebuie să aveți mintea clară, da? Vă este teamă să nu vă blocați oportunitățile, să nu vă blocați sporul, abundența care vine cu Jupiter, evident. Posibil pentru unii dintre voi să vă fie teamă de un semn de aer care, într-un fel sau altul, v-a păcălit sau are tendința să nu vă spună tot adevărul. Posibil, sunt mai multe variante. Vai, ce frumos! Ce vă doriți, regele de cupe? Cu 10 de cupe în trecutul anterior, vă doriți această mare dragoste, da? Care se poate manifesta prin cei doi ași, da? Asul de monede și asul de spade. Asul de spade care deja poate să și legalizeze această ofertă. Vă doriți. Acum rămâne de văzut între dorință și putință câte mai sunt de făcut.
Poate vă doriți un semn de apă, dar nu e obligatoriu. Vă doriți să fiți voi stabil emoțional? Pentru că în trecut ați experimentat această mare dragoste sau mare bucurie sau eu știu ce stare de euforie și vreți să vă echilibrați emoțional, pentru că regele de cupe nu își mai arată emoțiile, le conține, le domină, dar arată mai puțin. Poate vă doriți acest lucru, că tot aveți împăratul, vă inspiră cineva la autocontrol. Altfel riscați să vă mințiți voi pe voi înșivă. Da? Finalul? Eremitul. Finalul este că veți avea posibilitatea să vedeți, să înțelegeți, să vă izolați un pic, că doar trebuie să luați decizii și această persoană se izolează, să vă regăsiți controlul cu împăratul și să vedeți lumina în toată situația în care sunteți. Ce este într-adevăr practic, ce este iluzie, ce se poate pune în practică dacă e vorba de o afacere cu împăratul, dacă e vorba de o relație, da? Și ce este iluzie sau păcăleală. Aveți această posibilitate. Interesant că este că apare eremitul care reprezintă zodia fecioare, deci trecerea între, cum a fost mai devreme, putere, da? 8 și 9 între august și septembrie. Aveți această posibilitate în perioada următoare să înțelegeți, dar trebuie să vă izolați, să vă detașați, cum face și de fapt și împăratul într-o formă sau alta. Și provocarea este să fiți detașați, să aveți o minte clară, altfel vă poate zăpăci un pic oferta aceasta, da? Ia uite, și iar apară. 9 de băte, 9 este de multe ori și săgetătorul poate să fie reprezentat de 9 de băte. Să blocați un pic o perioadă ofertele astea care vă zăpăce, să le studiați bine, să le studiați până găsiți, vă găsiți mintea clară, că altfel nu vreți să vă păcăliți, da? Nu-și dorește nimeni să se autosaboteze visând, eu știu, că ai vers pe pereți. Aveți și, iar, puterea. Dacă reușiți să combinați aceste energii, veți obține ce este mai bun, da? Veți avea acești doi ași, da? Nu îi veți pierde. Dar probabil că trebuie să studiați cu acest împărat, să preluați acest model de autocontrol, și să renunțați un pic la, vă doriți emoții, dar trebuie să le stăpâniți, da? Să renunțați un pic la emotivitate. Aveți un Jupiter totuși pe soare și asta e. Interesant este că aveți la capătul acestui set de cărți 6 de cupe. Poate unii dintre voi aveți de-a face cu o relație din copilărie, din tinerețe, dintr-o altă viață sau, dacă nu este o altă relație, poate să fie dorința voastră de împăcare cu cineva sau întâlniri, dorința de a vă întâlni cu o persoană care într-adevăr vă face fericit într-un fel sau altul. Vreți să-i oferiți flori sau urmează să primiți flori de la ei? Aici sunteți voi, pasionali și deciși să fiți stabili într-o relație, în orice relație, că e de afaceri, că e familială, să fiți stabili. Aveți parte și de o bucurie. 4 de băte poate să însemne iar o bucurie, un festival, o întâlnire la, eu știu, un botez, la o nuntă, la orice altceva. Și poate la această întâlnire să vă întâlniți și cu această întâlnire, la acest eveniment să vă întâlniți cu această persoană din trecut, da? Pentru unii dintre voi, da, interesant, aveți o căsnicie toxică, o relație, da, căsnicie, deja aveți două cărți, da, Marele Preot și Doi de Băte, toxică, pe care trebuie să o dominați într-un fel sau altul, pentru că aveți în discuție un copil sau niște copii. Oricum, după cum vedeți, aveți puterea și eremitul și, evident, împăratul. Cu aceste energii, că sunt persoane, că sunt energii pe care voi trebuie să le preluați, teoretic ar trebui să nu pierdeți oportunitățile care vă apar în preajmă, în viață, pentru că Jupiter vine cu oportunități, dar trebuie să vă păstrați controlul, altfel vă zăpăcește, că așa face Jupiter. Vă oferă așa de mult până nu mai știți ce să alegeți. Deci să închei videoclipul cu aceste imagini care sunt mult mai frumoase, da? Și să nu uitați că trebuie să vă controlați viața și să vă regăsiți puterea. Vă pup numai... Ah, nu, înainte să închei. Da,
Dacă e vorba de o poveste de dragoste, să nu uit să vă arăt. Există cineva care își dorește să vă spună că vă iubește? Sau voi trebuie să spuneți cuiva, nu știu, poate cineva din trecut, cuiva, că iubiți? Pentru că voi sunteți chemați să analizați situația în profunzime, să vedeți, să înțelegeți lucrurile în inima lor, dar nu doar în aparență, ca să nu vă păcăliți, cum a apărut mai devreme. Orice situație, profesională, sentimentală, relațională, da? Să nu uitați că trebuie să, dacă v-ați îndepărtat de calea voastră, să vă întoarceți la ceea ce vă place, la persoana pe care o iubiți și eventual să-i spuneți că o iubiți. Și dacă nu e o persoană, dacă e un hobby, să nu uitați că dragostea este în jurul vostru. Trebuie doar să vă învârtiți, să dansați și să captați această energie în timpul acestui, eu știu, proces de mișcare. Voi reprezentați mișcarea, da? Sunteți semn de foc, pasionali, aveți o săgeată în glifa voastră. Trebuie să vă mișcați, aveți nevoie de mișcare. Că este călătorie, că este dans, că este sport, în momentul în care vă mișcați, vă conectați la tot ce este în jurul vostru și, în primul rând, la dragoste și înțelegeți că situațiile prin care au trecut v-au adus mai aproape de dragoste. Oricum, să nu uitați că este cineva în preajmă care își dorește să vă spună că vă iubește sau voi trebuie să spuneți cuiva. Poate, să nu uită, aveți nevoie să comunicați unui suflet pereche cât de mult vă face fericiți. Există și această variantă. Vă pup, nu numai bine, pe curând cu etalarea pentru august, jumătatea lui august. Numai bine, la revedere!